Protest în Piața Victoriei din București față de legislația incoerentă în domeniul pensiilor și salarizării. Mii de oameni s-au adunat vineri în fața sediului guvernului pentru a-și manifesta nemulțumirea față de legislația muncii, despre care susțin că provoacă inechități atât pentru actualii pensionari cât și pentru cei care vor ieși în viitor la pensie. La protestul organizat de Sindicatul Cadrelor Militare disponibilizate au participat angajați din domeniul feroviar, silvicultori, energeticieni, cadre militare în rezervă și pensionari, conform mesajului postat de Confederația. Sindicală Națională Meridian pe Facebook. Participanții au protestat față de legislația incoerentă în domeniul pensiilor și al salarizării și față de inechitățile generate de nerespectarea și neaplicarea legilor care trebuiau să le asigure condiții de viață, de muncă, de salarizare și de pensionare decente. În postare, Confederația Sindicală Națională Meridian lansează un apel către premierul Marcel Ciolacu și către președintele Senatului Nicolae Ciucă. Da, se pune de acord forțele politice majoritare din Parlamentul României în vederea rezolvării problemelor restante din sistemul pensiilor militare de stat și a corectării problemelor semnalate din legea pensiilor pentru diversele categorii de persoane care au lucrat și lucrează în condiții speciale și deosebite, persoane cu dizabilități, invaliditate, etc. pentru recuștigarea demnității a drepturilor pierdute și pentru restabilirea justiției sociale.